suntem între noi. Iată, la dimensiunea evenimentului ar fi trebuit să fie mult mai multă lume aici, dar să sperăm că în timp va fi lumea prezentă, să o vadă. Cel care a organizat expoziția, și nu e prima dată, Laurențiu, el nu știu dacă v-a spus, dacă are curajul să o spună, iată că o spun eu, anual apare această carte, Biblia Artei Singulare, și în ediția ultimă, 2013-2014, este, are, iată-l, consemnat Laurențiu Dimișcă, cu biografie, cu lucrări. Editată la Paris, evident. Trebuia să spun la Bible de l'Art Singulier. Mersi. Deci, iată cine organizează expoziția. Sigur că îl cunoaștem cu toții pe Laurențiu Dimișcă, dar am vrut să aduc un accent de ultimă oră în toată povestea lui. Spuneam că suntem cu toții prezenți la un important eveniment cultural, poate cel mai important eveniment din anul acesta organizat la Piatra Neamț, posibil datorită implicării Fundației Outsider Art al artistului plastic Laurențiu Dimișcă, care se află în dreapta mea și căruia îi mulțumesc pentru această, eu îi spun, deja reușită. A fost de asemenea posibil această expoziție cu implicarea clubului Rotary Piatra Neamț, a clubului Rotarac și desigur al celor din conducerea hotelului central de la Piatra Neamț. Se numește Salon Internațional pentru că acest salon cuprinde peste 30 de, dacă nu mă înșel, de nume de artiști din Franța, din Cuba, din Brazilia, din Australia. Și desigur, alături de Laurențiu Dimișcă, cu mare onoare din Piatra Neamț, încă o doamnă pe care o să permit să nu o prezint eu, o să o prezinte Laurențiu. Eu vă mulțumesc pentru prezență și îi mulțumesc de asemenea lui Emil Nicolae pentru forța cu care este înzestrat de a face față atâtor solicitări, pentru că el vine acum de la încă două evenimente care tocmai s-au finalizat. Mulțumesc! Pot așa pe la repezeală, din punctul meu de vedere, să stabilesc câteva lucruri. În primul rând, lucrările astea reușesc să contureze un fenomen, acesta numit de Laurențiu artă singulară, numită altădată artă brută, în fine, are diferite denumiri. Reușesc aceste lucrări puse la oaltă să ne arate, să ne explice ce e cu acest fenomen. Pe de altă parte, îi spuneam cuiva, în ansamblul acesta de lucrări, în care toate își găsesc locul și au o funcție bine definită, sunt câteva lucruri de luat acasă, pentru că eu n-aș lua acasă chiar tot. Într-o expoziție face bine arta asta singulară, dar sunt câteva lucruri, adică de câteva lucrări
ale unor artiști care rezistă și singure, nu într-o expoziție fenomen. Expoziția este importantă. Mă gândeam la un moment dat că la pasiunea cu care Laurențiu organizează asemenea expoziții și nu numai la Piatra Neamț, pentru că am înțeles că aici e o parte, cam 20 de artiști din cei 100 care au fost la București, la Muzeul Satului, au fost în trei locuri expoziția aceea. Muzeul Țăranului. Da, și Biblioteca Națională. Deci o parte din acea expoziție adusă aici. Dar spuneam că la pasiunea cu care Laurențiu organizează asemenea expoziții și la frecvența lor, dacă se ține de treabă, ar fi cazul ca la fiecare reuniune de acest tip și la fiecare expoziție să atacăm o temă ca să fie și un șir de prelegeri, de inițiere în această poveste, în acest fenomen. Asta ar însemna ca și el să-și orienteze selecția. Dar având un calendar așa, și atunci ai un public care când vine la următoarea, la a treia, la a patra, deja știe ce aia, nu mai trebuie să iau la capă, ce artă brută, ce artă singulară. E adevărat, dar publicul e întotdeauna nou, trebuie să formezi oricum niște mentalități. E un gen de artă nou pentru Europa de Est, dar nu nou pentru Europa Centrală și întreaga lume. Într-adevăr, decât să las lucrările într-un depozit, m-am gândit că ar fi bine să inaugurez, să-i propun gazdei și Clubul Rotary să organizăm un asemenea eveniment, pentru că, într-un fel, mă simt dator, stând aici în Piatra Neamț, să ofer unele din proiectele mele curatoriale, de a promova de 5-6 ani genul ăsta de artă. Și acum sunt la capitolul, cel puțin anul trecut și anul ăsta, de a identifica artiști români de factura asta. Deja am o listă de, știu, 20-30. Din Piatra Neamț sunt deja niște nume conturate. Acum pentru mine nu mai prezint o noutate, doamna Mimi Niță Revencu, pentru că deja ea a fost expusă la Muzeul Satului, Muzeul Țăranului și Biblioteca Națională și datorită dânsei a ajuns mai rapid Biblia Artiștilor, în care cred că va apărea și ea la anul. Și deja am început să demarez un proiect singur cu o expoziție personală și în toamnă vom merge împreună, doamna Mimi și încă vreo 2-3 artiști, și vom reprezenta România la Consulatul Român din Lyon, la primăria arondismentului 2. Asta ca un ecou a proiectelor viitoare. Și culmea că ajung să încrez stilistic genul meu de artă. Și ducându-mă în trecut la o vorbă a profesorului meu Agape, care tot mă bătea la cap să nu mai conturez cu negru, și am ajuns să conturez cu negru lucrările. Dar asta chiar are o trimitere din copilărie. Bine, și o trimitere către vitraliu. Și pe lângă artiștii nemțeni, mi-am propus să promovez și arta naivă românească, care ea oricum își are locul în istoria artei plastice românești și internaționale. Asta tot datorită unui târg de outsider din Olanda,
unde am cunoscut cel mai mare vânzător de german, de artă naivă, bine, de artiști morți, din păcate. Și mi-am dat seama că în România ar trebui identificați și artiștii naivi,